dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Poiana lui Ocan, o ediție de vineri, o ediție specială, în direct, de asta ne puteți și suna la 0332711222 sau ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook uh, Infinite TV. Uh, pe lângă asta putem să sărbătorim victoria FCSB-ului de aseară în... Uh, ultimul minut am putea uh, spune, uh, FCSB S-a calificat dramatic în playoff-ul Europa League. Uh, vă spunem și noi și scriu și toate uh, ziarele din această dimineață. FCSB uh, s-a calificat așadar uh, în uh, minutele de prelungiri uh, în meciul retur cu Haiduc Split. 2-1 a fost scorul întâlnirii de pe Național Arena și cum în tur la Split a fost 0-0 roși albaștri merg mai departe în competiție. Jucătorii pregătiți de Nicolae Dică au tremurat serios pentru calificare scrie ziare după un joc modest în care și-au creat cu greu ocazii. De altfel, în prima parte, FCSB nu a avut nicio ocazie importantă, nici croații n-au excelat pe partea ofensivă, iar prima reprezintă, iar prima repriză nu a dus nimic notabil. Pe, uh, tabela de marcaj. Bineînțeles că uh, a venit imediat și reacția patronului, Gigi Becali a comentat calificarea dramatică, finanțatorul FCSB uh, și-a criticat jucătorii aseară și a spus că uh, această calificare este numai mâna lui Dumnezeu. La 1-1 nu a mai sperat uh, domnul Gigi Becali că se va califica FCSB-ul, dar s-a rugat timp de 10 minute. Cred că că nu jucătorii FCSB-ului au câștigat, de fapt, partida, ci domnul Becali, pentru că 10 minute s-a rugat cu iconița sa și cu mătăniile în mână pentru ca echipa să înscrie. Nu a fost meritul lui Noere, sub nicio formă, a fost meritul celui de sus, divinității, pentru că doar el a reușit să facă să mă... ne bucurăm cu toții pentru calificarea FCSB-ului. Spune domnul Gigi Becali în felul următor că n-ai cum să fii mulțumit de joc, mă amăgeam dar nu suntem echipă mare, nu suntem făcuți pentru cupele europene, dacă tu ai 1-0 și cu o echipă ca asta nu ți de minge înseamnă că nu ești echipă mare, nu avem valoare, aici este numai mâna lui Dumnezeu, m-a iubit Dumnezeu, de aceea n-am calificat pentru că, uh, pentru că noi nu am jucat absolut nimic a comentat uh, patronul uh, FCSB-ului totuși becali îi recunoaște meritele lui Harlem Noirem Autorul celor două goluri al Roșii-Albaștelor. Bineînțeles, primul gol a fost din 11 metri. Cred că ar fi trebuit să, să mai acorde arbitrul întâlnirii încă o lovitură de pedapsă, însă poate că două erau prea mult pentru o calificare. Deși, încă din primele secunde ale meciului, echipa Haiduc Split a a faultat destul de, de mult atât uh, în afara careului, cât și în careul propriu, ar fi putut beneficia FCSB-ul de încă o lovitură de pedapsă și nu este doar părerea mea, ci și a multor comentatori de aseară. Practic, atât FCSB-ul, cât și CFR Cluj au mers mai departe în play-off-ul Europa League. Craiova terminând la egalitate, scor 1 la 1 cu nemții de la Leipzig și rămânând acasă, onorabil, zicem noi, după 3-1 în tur și 1-1 acasă, Craiova a mai adunat niște puncte doar pentru palmares, doar pentru, am putea spune, o viitoare accedere în cupele europene. În play-off, FCSB o va avea adversară pe formația austriacă Rapid Viena, care a trecut în turul 3 preliminar de Slovan Liberec cu scorul general de 5 la 2. De partea cealaltă, CFR Cluj o va înfrunta pe uh, surprizătoarea uh, Dudelang, uh, gruparea din Luxemburg, a produs surpriza în turul 3 preliminar și a scos din competiție pe legia Varsovia. Cu scorul general de 4 la 3. Prima manșă a play ului este programată săptămâna viitoare iar returul va avea loc peste două săptămâni. Atât FCSB, cât și CFR Cluj vor juca turul în deplasare, urmând care turul să se dispute pe terenul propriu. Câștigătoarele din play-off merg mai departe în grupele Europa League. E? Și atunci o să uh, câștige și uh, bani dacă se vor califica în grupele Europa League. Uh, fiecare uh, formație va primi câte 10 uh, milioane de uh, euro din partea uh, FIFA. Nicolae Dică. A vorbit la conferința de presă imediat după meci, tehnicianul Roș-Albaștrilor, s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi și a considerat că FCSB a obținut o calificare meritată. Spune el că o partidă pe care am dominat-o în care am avut o posesie bună și am deschis corul. Din păcate la 1-0 n-am reușit să fructificăm din ocaziile pe care le-am avut. Eu, au marcat la singura lor ocazie. Am putea spune că l-am singurul șut pe poartă pe spațiul porții, dar important este că am crezut în continuare în victorie și am reușit să marcăm acel gol în minutul 93. Băieții merită să fie felicitați pentru atitudine și pentru că au luptat până la final. Lucrul cel mai important este că ne-a calificat, jocul a fost bun în repriza secundă. Într-adevăr, după ce a intrat Moruțan, chiar dacă este un copil de 18 ani, s-a iuțit jocul de la uh, mijloc în sus, iar FCSB am avut o prestație uh, extraordinar de bună. În prima parte a uh, meciului, am putea spune că a fost mai mult un uh, meci de tatonare, de uh, să vadă care e pe care, poate chiar au vrut să și uh, obosească puțin uh, adversarul. Uh, I-a lăsat uh, spațiu destul uh, să uh, să joace uh, fotbal, să se joace cu mingea, dar în cea de-a doua parte a meciului, chiar dacă uh, au primit un gol, FCSB-ul a avut o prestație frumoasă și poate că dacă ar fi câștigat la un scor de 2-3-4-0, uh, nu ne-am fi bucurat atât de mult cum ne-am bucurat la uh, golul înscris în prelungirile uh, celei de-a doua reprize. Uh, practic, uh, s-a încheiat meciul imediat după ce S-a înscris, chiar dacă s-au mai jucat vreo 30 de secunde, practic acela a fost punctul final, minutul 93, golul înscris de Noiere, un gol frumos. Haiduc Split nu a pus probleme și a înscris în singura lor ocazie, a spus și Nicolae Dică pe care a avut-o. Întotdeauna este loc de mai bine, dar este important să vedem lucrurile bune și să căutăm lucrurile negative, cum facem de obicei. Este uh, părerea domnului Gigi Becali uh, că a declarat că echipa n-a jucat nimic și doar datorită lui Dumnezeu s-a calificat. Eu am mare încredere în acești băieți și cu ei ne-am calificat anul trecut în grupe. Vom vedea ce se întâmplă în continuare, dar în cele patru meciuri jucate în Europa League n-am primit decât un singur gol a, uh, a declarat Nicolae Dică. Așadar, un, o prestație frumoasă a celor două echipe e, românești, am putea spune, a celor trei echipe românești, chiar dacă și Craiova e, a jucat am putea spune, de la egal la egal cu nemții de la Leipzig și nu au reușit să se califice, totuși au avut o prestație bună, nu s-au făcut de râs, ar fi putut pierde meciul în deplasare cu 4-5-0 lejer, aici ar fi putut pierde cu un 2-3-0, chiar dacă nemții au venit cu echipa a doua și chiar dacă ei au venit doar cu 16 jucători, Uh, inclusiv uh, portarii în uh, toată povestea aceasta practic uh, ei au venit fix cu jucătorii de câmp 11 și cu 4 uh, rezerve și bineînțeles încă un portar așa ca să fie în caz că se accidentează nu au venit cu toată echipa uh, de 25 au venit cu o echipă restrânsă uh, practic uh, erau siguri pe calificare nimic nu le putea sta în uh, în față. Ar fi fost frumos să, să fi înscris, nu știu, întâi Craiova, așa, să fi fost un 1-0 pentru Craiova și să fi tremurat puțin până la finalul meciului nemții, dar nu a fost să fie. Nemții au egalat după ce au fost conduși de către Uh, Creova a egalat după ce au fost conduși de către Leipzig. Dar uh, CFR-ul a avut uh, un alt meci foarte frumos. După 2-0 în deplasare, aceștia au reușit și au câștigat acasă cu scorul de 5 la 0. Uh, practic 7-0 a fost scorul general. Uh, nu le-au făcut uh, prea mari probleme. Au avut și mare noroc. Au venit din uh, uh, calificările pentru Champions League, au venit uh, direct în uh, calificările de Europa League. Uh, bineînțeles că au avut prima șansă, fiind cap de serie, au avut un adversar ceva mai ușor și s-a văzut și, și la scor. Am putea spune că uh, CFR-ul a avut noroc. Și pentru playoff-ul Europa League uh, nu cred că e o echipă atât de bună cea din, din Luxemburg. Echipa națională a lor nu este extraordinar de strălucită. Nu prea văd de ce ar fi o echipă de club micuță, mică, mică, mică. Uh, valoarea uh, echipei este cât uh, valoarea unui jucător de la CFR uh, Cluj cam așa am putea cataloga echipa din Luxemburg, ca să vă, deți, să vă dați seama de diferența dintre cele două echipe. Uh, nu prea văd de ce uh, n-ar merge mai departe CFR. Pe când FCSB nu l a mai surâs așa norocul ca în alți ani. Uh, în și vor întâlni săptămâna viitoare o echipă Rapid Viena, zic eu, destul de proaspătă și destul de destul de incomodă, chiar dacă vor face un joc foarte bun cei din capitală, echipa bucureșteană, există posibilitatea ca și Rapid să se impună cel puțin acasă, așadar, ar trebui să fie foarte atenți. Practic, șansele încep cu un 60% pentru Rapid Viena și un 40% pentru FCSB. Asta este părerea mea și cred că o să-mi o susțin până la finalul celor două partide. Uh, chiar dacă îmi doresc ca FCSB-ul să meargă și ne dorim cu toții ca FCSB-ul să meargă mai departe uh, se făceau glume aseară precum că dinamoviștii erau în culmea fericirii la scolul de 1 la 1 iar în ultimul minut de joc uh, s-au cunoscut dinamoviștii pentru că uh, la uh, Gunoi erau multe televizoare și au aruncat televizoarele Laugând noi și-au aruncat televizoare pe geam când au văzut că FCSB-ul s-a calificat mai departe. Și acum mai vin și cu o întrebare, Dinamo în ce ligă joacă? Eh? E cam asta este. Nu știm în ce ligă, poate în liga întâi, sperăm să joace și sperăm că vor face și un meci frumos cu CFR-ul acum în liga întâi în următoarea etapă, dar sperăm ca și echipa noastră de aici locală, Politehnica Iași, să aibă o prestație cât se poate de bună diseară în meciul contra echipei din Botoșani. Și dacă este să citim din ziarul Bună ziua iași vă spun că doar cu o zi înaintea meciului din Copou, dintre Politehnica, ea și Fece Botoșan care va avea loc în această seară de la ora 21 pe stadionul Emil Alexandrescu, atmosfera în cadrul clubului este una explozivă. Managerul sportiv Tibor Selimeș a acuzat că antrenorul Flaviu Soican nu i-a răspuns la telefon în toată această săptămână, iar ieri la conferința de presă dinaintea partidei din Luda 5, a Stoican a avut o replică extra extrem de dură la adresa conducerii clubului. Este pentru prima dată când Stoican iese public și atacă faptul că toată campania de achiziție a fost făcută fără acordul dumnealui. Spune în felul următor că Mircea Lucescu mi-a spus că selecția este cea mai importantă la o echipă. Dacă este propus un jucător, indiferent cine cum și de unde eu ca antrenor trebuie să-mi dau sau nu acordul în privința lui, deoarece am propria filosofie de joc. Flaviu Stoican nu va cerși niciodată încrederea cuiva. În sezonul trecut eu mi-am câștigat un nume pe baza muncii și a rezultatelor obținute împreună cu jucătorii, cu președintele Adrian Ambrozie și cu șeful comitetului director Leonid Antohi. Atunci eu am fost manager, eu mi-am ales jucătorii și sigur că m-am consultat și cu cei din staful de conducere, am spus antrenorul. Eu vreau să fiu manager și dacă nu se poate aici, voi fi în altă parte oricum. Acum vreau să fie clar pentru toată lumea, pe mine nu mă dă nimeni afară. Dacă văd că nu mai sunt rezultate și nu mai sunt dorit, plec singur, a declarat extrem de nervos antrenorul Flavius Stoican. E, acum să știți că și în echipele mai mari, chiar dacă Micea Lucescu vine și dă lecții de fotbal antrenorilor mai tineri și le spune ce ar trebui să facă, să știți că și la alte echipe managerul sau patronul nu se consultă întotdeauna cu antrenorul și mai face câte o achiziție, două și antrenorul nu a să se supere pentru că nu impune neapărat să joace acel jucător. Dacă patronului îi place de un jucător sau altul, îl aduce la echipă, Asta este, ar trebui să se bucure că mai vine cineva să susțină echipa. Dacă îți place de acel jucător, îl bagi în teren. Poate juca 90 de minute, poate juca 60 de minute sau chiar doar 2-3 minute la final. Îl poți ține rezervă. Nu cred că domnul Flaviu Stoican îi impune Tibor Selimeș sau altă personalitate din cadrul clubului cu ce echipă să joace. Se mai întâmplă, de exemplu, la FCSB, mai sună patronul și mai spune ce schimbări i-ar plăcea să facă uh, antrenorul, dar asta mai mult uh, în Liga 1. Nu este singurul caz și CFR-ul a pățit-o de câteva ori, uh, și nu doar uh, aceste echipe, ci și Real Madrid și Barcelona patronul este patron și eu dacă aș avea o echipă de fotbal, mi-ar plăcea să mai fac câte o schimbare, așa, să-l văd, dom'le, dar Moruțan de exemplu, am dat 350.000 de euro pe el, l-am luat de la Botoșani, ce ar fi acum să-l bag și să înscrie și mă, mai am și vreo doi uh, scouteri prin, uh, uh, prin tribună și îl pot vinde cu vreo 10-12 milioane de euro, 15 milioane de euro, nu? Și îi dau un SMS antrenorului, băi, bagă și tu pe Moruțan. Când poți tu, vezi? Dar să joace vreo jumătate de oră. Și bineînțeles că uh, cine are de câștigat uh, mai mult patronul, pentru că de obicei, uh, în momentul de față, fotbalul este uh, o afacere nu este atât de uh, nu mai este ca înainte uh, să joace uh, toți jucătorii pentru uh, faimă sau pentru uh, nu știu din plăcere mulți uh, cam mulți toți toți jucătorii vin la echipele respective pentru bani și uh, bineînțeles vin uh, doar, doar, mai ales cei tineri, doar, doar, ori vedea cei din străinătate o echipă mai bună cotată și uh, vor putea pleca, bineînțeles, pe bani uh, la fel de, uh, de mulți. Da, e, trecem de la uh, fotbal uh, la oile noastre și... Uh, uh, citim din presa națională despre cele întâmplate în weekend. Am povestit toată săptămâna și luni și marți și miercuri am tot zis de protestele din weekend. V-am povestit că eram atât de bucuros după ce am venit din concediu vizitând multe locuri frumoase în țara asta, e dar atunci când am ajuns acasă, am început și eu să privesc uh, pe la televizor ce s-a întâmplat vineri seara în capitală, uh, sâmbătă seara și duminică în weekendul trecut. Bineînțeles că mi-a lăsat un gust amar așa toată povestea. Eram atât de fericit că uite România este atât de frumoasă, dar pe urmă mi-am dat seama că e păcat că este locuită. Da, după 5 zile de tăcere, protestatarii din piața Victoriei au aflat ce au inhalat. Este vorba despre un compus chimic destul de periculos. Mai exact, este o pulbere albă care, în momentul în care este arsă, produce gaz puternic iritant. Informația nu vine însă de la jandarmerie, cum era firesc, și de la Departamentul pentru Situații de Urgență, care a preluat inițiativa pe motiv că prea mulți oameni s-au prezentat la spital, deși nu prezentau probleme care să necesite îngrijiri medicale. Uh, bineînțeles că jandarmeria uh, a venit cu un comunicat precum uh, stați liniștit, uh, gazele uh, respective uh, nu erau expirate, uh, emanau un parfum uh, cât se poate de frumos, uh, practic v-am dat cu deodorant, așa ca să uh, nu vă mai plângeți că vai uh, sunteți uh, iritați. Bineînțeles că în momentul de față să peste 100 de persoane ce prezintă încă, mai prezintă după cele 5 zile uh, de la uh, acel eveniment, mai prezintă iritații pe corp din cauza acestor gaze. Mergeți la unitățile de prime urgență doar dacă aveți simptome uh, îngrijorătoare, cum ar fi uh, tusea persistentă, uh, se notează în uh, comunicatul uh, remis de către Departamentul de Situații de Urgență. Extrem de grav este că unii chimici spun că uh, acest compus este o armă chimică interzisă în războaie, care culmea încă este permisă pentru controlul mulțimilor la proteste, ce puțin la noi în, în țară. Uh, ca să fie ca să fim mai conciși, Acest această pulbere se numește atenție, este uh, un cuvânt extrem de greoi uh, și ieri am făcut uh, uh, câteva uh, minute uh, dicție pe acest, uh, uh, pe acest termen. Mă gândesc la doamna Dăncilă uh, dacă va veni din uh, concediu uh, sau când o să vin din concediu și o să trebuiască să vorbească despre jandarmerie, cum o să fie atunci când o să trebuiască să pronunțe clorobenzalmalononitril. Am citit așa pe silabe ca să vă dați seama cât de lung este acest cuvânt. Așa se numește compusul chimic, ca să știți. Aflăm asta din comunicatul Remis de către, așa cum am zis ceva mai devreme, Departamentul pentru Situații de Urgență. În al doilea paragraf este specificat că este fabricat conform standardelor europene și internaționale și este folosit și de alte forțe de ordine din Europa și din lume. Chiar dacă acest compus mai este folosit în unele țări pentru dispersarea mulțimii, este interzis în războaie. Culmea. Deci în război nu ai voie să folosești, dar uh, pentru mulțime, uh, da. Uh, să știți, cuvântul mulțime, oameni, uh, mai are o denumire pe care eu nu o pot pronunța în momentul de față, pentru că uh, ce ne-ar ne închide emisiunea, ne-ar închide și televiziunea, este uh, un cuvânt care începe cu aceeași literă P. Deci, ca să vă dați seama uh, cum uh, este tratată uh, această mulțime uh, în uh, zilele noastre, și de aceea uh, au venit uh, câțiva copila, așa am putea spune. Dacă ne uităm la fețele uh, jandarmilor, uh, toți aveau uh, 23, 24, 25 de ani, uh, erau foarte puțini uh, jandarmi mai în vârstă. În prima linie i-a trimis pe cei tineri, cei tineri care au vrut și să se afirme în fața șefilor, unii au mai făcut și exces de zel, bătând uh, oameni nevinovați, uh, doctori, pensionari, uh, copii chiar. Să dai într-un copil de 16 ani și săracul uh, nu era cu nicio caschetă, nu era cu nimic în mână, cu un spray, cu ceva, nu știu, cu o bâtă. Mi era... Să... Săracul copil era pe acolo. Să dai tu un femei? Păi, da, știți cum este... Um... S-au tot făcut campanii precum că nu ai voie să-ți bați soția, să dai într-o femeie, ă, violența domestică, aveți grijă, dragi femei, v-ați emancipat, sunați la un număr de telefon, să vine imediat să vă salveze autoritățile. Iar autoritățile vă bat mai tare decât soții acasă, adică despre ce vorbim. Da, ce ar putea face rău o femeie? într-o mulțime Cam am văzut cred ce a putut face pentru că o femeie conduce uh, prefectura uh, capitalei o femeie conduce și Ministerul Apărării și Internelor o femeie conduce și Guvernul cred că am văzut destul ce fac femeile în uh, 2018 în România ar mai fi cazul să vedem și un bărbat ce ar face Lăsăm la o parte jandarmii care au dat în persoanele de sex feminin și în copii nevinovați și mai ales în profesori universitari, doctori, ar fi putut bate golanii respectivi care au venit și au uh, încercat să uh, facă iure și un piculeț vineri seară pe data de 10 august uh, nici de cum n-au venit uh, cei din diaspora cred că cei din diaspora erau un 10% în toată piața respectivă uh, au fost mulți din, uh, din, țară, din Iași au plecat uh, dize dimineață uh, mașini, autocare uh, și din alte părți ale uh, ale țării noastre, veneam, mă, mă duceam din concediu și vedeam mașini cu steaguri, autocare cu steaguri, cum se duceau spre uh, capitală. Asta înseamnă că uh, nu neapărat cei din diaspora au uh, venit, uh, n-a venit milionul din diaspora, milionul de oameni uh, nemulțumiți de acolo, pentru că, uh, sincer să fim, cei care lucrează în străinătate, se complac să rămână acolo, să-și fac traiu, mai vin aici, mai investesc și se întorc la muncă, pentru că indiferent ce guvern ar veni, după părerea mea, nu cred că s-ar schimba ceva în această țară, că ar fi condus de PSD, de PNL, de USR, indiferent cine, este greu de reclădit o țară în care, timp de 28 de ani, s-a distrus industrie, s-a distrus agricultură, s-a distrus turismul. Ce nu s-a distrus în țara asta? Poate ne spuneți și nouă și o să, vă, o să prezentăm publicului larg ce nu s-a distrus în țară. Dar eu cred că mai tot. Raida Rafata a precizat faptul că nu există tratament specific, se uh, tratează uh, pentru tratarea acestor simptome uh, cu gazul respectiv. Dacă ai iritații, tratezi iritația, dacă ai laringită, tratezi laringita Cam asta a zis, dar uh, nu este o pilură uh, pentru... Nu știu, iei pilura și gata, te-ai făcut bine. Uh, depinde ce simptome ai și... Uh, vei lua acel acel tratament în funcție de simptome. Pentru unii le-a afectat respirația, pe alții ochii și pielea și așa mai departe. Da. Trebuie spălat abundent ochii, fața și zinii făcute multe spălături, ne spun specialiștii. Însă, efectele sunt ușor de tratat doar dacă expunerea nu este de lungă durată și are loc într-un spațiu deschis. Doar că în Piața Victoriei sunt foarte multe clădiri înalte care nu au lăsat gazul să se disperseze ușor. În plus, nu se știe ce cantitate a fost eliberată în acele ore, mai ales că uh, cel mai important uh, jurnal pe teme medicale din lume notează că nu există o uh, concentrație minimă uh, pentru acest gaz. Da, e, se va mai vorbi despre gazul respectiv, vor fi multe discuții, practic s-a dat un play, am putea spune, la la certuri, la discuții pe tema celor întâmplate în 10 august, zilnic, Vedem la posturile naționale de televiziune, zilnic vedem pe posturile locale de televiziune, pe posturile, auzim la radio, citim în presa scrisă, dar și cea online despre aceste evenimente. Zilnic mai apare câte o informație chiar și pe site-ul de socializare cu privire la cele întâmplate pe 10 august se va vorbi mult și se va, va, rămâne notat în istorie cum că niște oameni veniți din diaspora au vrut să schimbe regimul, însă câțiva băieți inteligenți înarmați până în gât l-au dat cu gaze lacrimogene. Canada trimite în această perioadă la noi în țară 135 de militari și 5 avioane multirol. Asta vine și în contextul în care, dacă s-ar mai face lupte de stradă, să poată să apere cineva populația de jandarmi. Ce ar fi acum toți ăștia, 135 de militari, să intervină într-o încăierare de stradă între oameni nenarmați, oameni înșlapi? Uh, și uh, câțiva tineri uh, conduși uh, de la spate, de uh, pensionari în rezervă, de locotenenți, de colonei în rezervă, uh, de securiști. Pe vremea lui Ceaușescu erau securiști, cam asta este ideea uh, și uh, denumirea asta le rămâne până și în zilele noastre. Uh, această sintagmă a securității încă nu a apus în 2018 și nu știu dacă va apune în țara noastră prea curând. Da, e. Ce-ar fi să intervină, așadar, trupele astea speciale venite din America uh, și să se bată cu jandarmeria, să bată cu poliția, băi, ce aveți cu populația, uitați că intervenim și noi. E, 135 de militari, așadar, parcă ar fi o țară de conflict, parcă ar fi război la noi în țară, măcel, uh, când există un război între două popoare, uh, știți foarte bine că se trimit de către unii și alții trupe acolo. Am trimis și noi, avem și noi oameni care încearcă să păstreze liniștea în anumite sectoare din lume. E, cam asta trimite acum în Canada. 135 de militari în caz că se întâmplă ceva. Noi, pe noi cine să ne bată? Dacă ar fi venit rușii, dacă ar fi venit, nu știu, oricine altcineva să, uh, uh, să se bată la noi în țară, să ne cotropească, uh, ar fi fost ceva. Însă, dacă nu a venit nimeni, hai să ne batem între noi. Noi, între noi, și cred că mai râd și alții uh, stau pe margine și zic băi, ce cu băieții ăștia uh, ce nu le ajunge? Uite că încep să se bată între ei. Cam așa s-a încercat și în alte țări, poporul să fie învrăjbit, să nu ne mai vorbim unii cu alții, până și în familie, atunci când vine vorba să se discute despre politică. Sunt păreri pro și contra referitoare la partide, referitoare la doctrine, referitoare la uh, ce se întâmplă la noi în țară. Și uite așa uh, lumea începe să se ia la harță în familie, să se bată, să se uh, rănească unii uh, cu alții. Pentru că uh, asta se vrea în momentul de față. Cineva practic Vrea răul poporului român și, dacă nu vine altul să ne facă rău, măcar noi între noi să ne facem. Da, misiunea canadiană în România se va desfășura în perioada septembrie-decembrie 2018, în cadrul operațiunii Reasigurare, contribuția Canadei la activitățile NATO în centrul și estul Europei, militarii canadieni și avioanele devinătoare. Hornet, vor ajunge la baza aeriană Mihail Gogalniceanu. Prin politicile noastre în materie de apărare, vrem să menținem Canada implicată pe plan internațional. Asistența pe care o oferim misiunii de uh, poliție aeriană în România este o contribuție. Importantă și o demonstrație puternică despre susținerea pe care o oferim Alianței Nord-Atlantice, una dintre cele mai importante relații multilaterale, a declarat Ministrul Canadian al Apărării. Prezența avioanelor de vânătoare va contribui la sporirea capabilităților forțelor aeriene române, anunță Armata Canadiană. Uh, forțele armate canadiene uh, rămân la fel de angajate față de uh, principiul apărării colective cum erau acum 70 de ani, a mai spus uh, comandantul ajunct al centrului canadian de operațiuni uh, coordonate. Așadar, vin uh, militarii, vin și avioanele să ne întărească nouă apărarea. Iar uh, Comisia Europeană, uh, în momentul de față, a lansat uh, o consultare publică privind schimbarea uh, semestrială a orei în Uniunea Europeană. Aceasta, această consultare intervine ca urmare a unei rezoluții a Parlamentului European adoptată în februarie, dar și a uh, cererilor din partea cetățenilor și a unor state membre. În data de 3 august erau peste un milion de cetățeni europeni care își exprimaseră punctul de vedere. Uh, consultarea uh, s-a încheiat aseară târziu. Uh, o directivă europeană din 2001 reglementează trecerea de la ora de iarnă la ora de vară și invers toate statele europene își schimbă ora în ultimul weekend din martie și ultimul weekend din octombrie, dar reintroducerea orei de vară datează de din anul 1977 ea avea drept obiectiv economisirea energiei deși eficiența sa a fost contestată, după terminarea consultării vor exista două posibilități, fie că nu se fac modificări, fie că se renunță la schimbarea orei în întreaga Uniune. A explicat Comisia când a lansat consultarea. Știți că unele țări nu mai schimbă ora, o lasă așa cum a picat. Nu mai merge către ora de iarnă sau către ora de vară, altele da, și atunci se vrea ca în cadrul măcar a Uniunii Europene, măcar în Europa, statele să aibă un punct comun, ori schimbă ora în luna martie și octombrie, ori rămâne ora într-un anumit fel. Chiar dacă schimbarea orei a fost instituită în urmă cu 40 de ani, ea continuă să fie foarte criticată. Potrivit publicației franceze, Comisia primește frecvent observații ale cetățenilor cu privire la ora de vară, recunoaște publicația La Croix. Acești reclamanți acuză dificultăți în adaptarea somnului lor. Unele țări sunt în special împotriva schimbării orei, de pildă Finlanda a cerut ca schimbarea semestrială a orei să fie suprimată, iar Lituania a cerut o revizuire a sistemului actual potrivit comisiei. Da, unii au și preocupări de genul ăsta cu schimbarea de oră. Cred că e E noaptea minții în momentul de față. Hai să ne mai luăm de oră despre ce, ce să... Poate ar trebui totuși în Comisia Europeană să vorbească despre schimbarea prețului la benzină și motorină. Zic că ar fi mai bine așa. Să fie, nu știu, la unison același preț. Sau în, în concordanță cu salariile oamenilor. Mă gândesc. Păi, N-am putea vorbi despre uh, faptul că, de exemplu, în, în Anglia, uh, prețul uh, benzinei și motorinei este puțin peste 6 lei. 6 lei 50, cam așa. Iar la noi, în țară, ajunge la 6 lei. 5 lei 80, 6 lei, 6 lei și 10, în caz că vrei o benzină sau o motorină mai ieft mai bună. E, da, da, salariile în. Uh, în Anglia sunt mult mai mari decât cele din România. Și atunci să gândească această uh, comisie uh, decât să-și uh, să piardă vremea cu schimbatul orei, să schimbăm, să nu schimbăm, hai să vorbească despre schimbatul prețului la benzină și motorină. Și să spună domnului, uite, să fie, nu știu, uh, să facem un, uh, un exercițiu cu X. Dacă salariul în Anglia este de, să zic, salariul minim 3.000-4.000 de lire, atunci prețul la motorină este o liră. În România salariul minim este de 100 de lire, cât ar trebui să fie prețul la motorină? X. Și atunci să rezolvăm ecuația cu o necunoscută. Mă gândesc să fie așa proporțional, nu? Și cred că ar fi mult mai eficient, mult mai eficiente întâlnirile în Comisiile Europene și s-ar vedea totuși că se muncește pentru întreaga omenire decât să ne gândim ce facem cu ora. O schimbăm, nu o schimbăm? Uite că deocamdată rămâne la fel. Uniunea european a efectuat deci studii asupra impactului schimbării orei și a dorit să ofere cetățenilor europene ocazia de a se exprima în anii 1980 o directivă, așa cum să întrebi românii noștri, băi, cum vrei cu ora? Și o să zică, hai lasă-mă că noi vrem să schimbăm pe dăncilă, ce mă iei cu ora acum? E, sunt alte probleme, omenirea are alte probleme decât schimbatorii. În anii 1980 o directivă stabilise obligația pentru toate statele membre să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și să revină la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie. Majoritatea țărilor europene instituiseră deja acest sistem ca urmare a șocului petrolier din 1973 din grijă de a, economi a economisi energie. Obiectivul schimbării orei era în principal de a face să corespundă mai bine orele de activitate cu orele însorite pentru a limita utilizarea luminii artificiale. Un studiu publicat de Agenția Mediului Înconjurător și al Controlului Energiei în 2010 a estimat astfel că ora de vară aducea în 2009 o economie globală de 440 de gigavați de electricitate. Um, și cam, cam asta este despre energia și despre schimbatul, schimbatul uh, orei. Se pune... Uh, în discuție încă din octombrie 2017 dacă ar trebui abandonată schimbarea orei sau nu. Uh, puse pe un eșantion uh, 292 de persoane consultate. Uh, din din 2.982 de persoane consultate, 80% au răspuns că da, trebuie abandonată schimbatul orei pentru că mulți nu se pot adapta, nu pot dormi cum trebuie dacă se tot schimbă ora. E o problemă foarte importantă. Și pe finalul emisiunii noastre venim și cu o veste mai puțin plăcută și anume că regina muzicii Soul Aretha Franklin, a decedat în orele ce au trecut una dintre cele mai cunoscute cântărețe americane, supranumită Regina Muzicii Soul, a decedat uh, azi noapte. Decesul cântăreței a venit după o lungă suferință. Uh, informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al aretei Franklin. Pentru Associated Press, Areta Franklin în vârstă de 76 de ani se afla alături de familie în locuința sa din orașul american Detroit. Publicația Detroit News scria încă de la începutul acestei săptămâni că Franklin primea îngrijire uh, paliativă de circa o săptămână. Vestea despre uh, starea de sănătate gravă a Aretei Franklin. A atras o avalanșă de mesaje pe rețele de socializare din partea numeroșilor artiști. Informațiile despre starea de sănătate proastă a de Franklin circulă la, destul de mulți ani. De altfel, Franklin s-a luptat mulți ani cu dependența de uh, alcool și uh, fumat și foarte uh, multe droguri. De asemenea, în anul 2010, artista a fost diagnosticată cu cancer. Potrivit Mediafax, în martie, cântăreața americană Aretha Franklin și-a anulat două concerte majore după ce medicii i-au recomandat să se odihnească timp de cel puțin două luni. Cel mai recent recital pe care l-a susținut Aretha Franklin a avut loc în noiembrie 2017 la gala anuală a fundației Antisida înființată de Elton John. Areta Franklin pentru uh, cei care n-au auzit de ea. Uh, ea și-a început cariera muzicală cântând uh, gospel în biserică. Mai toți americanii uh, au uh, care au ajuns cântăreți de renume și au început uh, cariera practic în biserică. Uh, noi mai râdem de uh, acei băieți care Ajung la noi în bisericile ortodoxe și uh, cântă în fiecare duminică, în fiecare zi de sărbătoare. Însă, în America, uh, am putea spune că este o lansare în lumea muzicii. Foarte, foarte mulți cântăresc, practic, am, nu știu, un 85%. Uh, merg și cântă gaspul în biserică este un altfel o altfel de cântare față de, uh, de ceea ce se cântă la noi în, în biserică uh, Americanii când ajung acolo în, în biserică în locașul sfânt al lor, uh, au o, o bucurie imensă și uh, interpretează cântece vesele, totul este o veselie acolo când se roagă, se roagă pentru uh, familie, pentru cei care au decedat, pentru cei care sunt încă în viață, se roagă pentru, uh, pentru sfinți, se roagă la sfinți pentru absolut orice. Da, la noi, în bisericile ortodoxe, este o tristețe destul de mare când se intră. Toți enoriașii, dacă vă uitați pe fețele lor, încearcă să pară cât mai supărați, cât mai încruntați. Până și preotul vine în fața tuturor destul de. nu-l nu vezi cu zâmbetul pe buze, nu-l vezi râzând, vine destul de sobru și îți mai spune că astăzi e o zi de sărbătoare, o sărbătoare în care prăznuim nu știu ce. Nu, nu este acea fericire. Noi, în biserică o vedem ca pe o tristețe, ceea ce nu cred că ar trebui. Ar trebui să ne bucurăm singurul lucru, singurul moment în care ne bucurăm este atunci când aprindem o lumânare pentru că vine preotul și spune de Paști veniți de luați lumină, de parcă noi n-am avea lumini la noi în case și atunci este o, bucură, o bucurie dar pentru unii poate e și o bătălie, pentru că se spune dacă ajungi să iei lumină de la preot în primele 100 de persoane, ai, îți merge foarte bine în viață în următorul an și atunci în primele minute se îmbrâncește lumea care mai de care să ajungă în față și să aprindă acea lumânare de înviere. E, cred că singurul moment în care ne bucurăm, ne mai bucurăm și când este uh, o uh, slujbă, atunci când se căsătoresc uh, uh, două persoane, e bucurie sau la un botez. Dar, așa, când mergem uh, duminică de duminică sau în zile de sărbătoare, ne uităm pe fețele tuturor și parcă e o mâhnire. așa că am ajuns acolo să ne rugăm în loc să, să fie o veselie. E. Această doamnă a cântat gospel în biserica tatului său, născută pe 25 martie 1942 și a cimentat locul în istoria muzicii americane cu vocea sa puternică și clară cu care putea cânta note din patru octave. De-a lungul carierei a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel și pop. Aretha Franklin a câștigat 20 de premii Grammy, inclusiv 3 speciale, Dintre care 8 au fost consecutive între anii 1968 și 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă RB a fost numit în glumă de ziariști premiul Areta. E, cam asta a făcut doamna muzicii Soul, a cântat și RB. RB este un fel de hip-hop de-al nostru dar cu mai puține înjurături, asta ca să vă dați seama. Areta Flankin, în vârstă de 76 de ani, așadar, a decedat azi noapte. Dumnezeu să o ierte. Cam atât a fost pentru astăzi. Noi ne rugăm să avem un weekend cât mai plăcut și cât mai fericit, cu mult soare și să ne distrăm în aceste zile, iar cu această emisiune să ne revedem sănătoși luni, tize dimineață. Până atunci, numai bine!